Salut! Mă numesc Corina. Eu și tu avem aceeași limbă, aceeași domnitor, în mare măsură aceeași istorie și același destin, din care, considerent, nu putem să nu trăim bine cu frații noștri, din cauza ambițiilor ideologice învechite ale unora, a afirmat Mircea Snegur. Deci însuși, primul președinte a Republicii Moldova a făcut aluzie prin această idee la o posibilă unire a Republicii Moldova cu România. Și eu și tu cunoaștem trecutul. Și eu și tu dorim un viitor mai bun. Iar pentru împlinirea acestea trebuie să realizăm un vis. Visul nostru este să fim uniți. Prin unire vom contribui la încredere și stabilitate politică, la investiții benefice, înlăturarea corupției, nedreptății și promisiunilor atrăgătoare făcute de către partidele politice, dar care le uită în activitatea de guvernare. Fiecare din noi e ca un strop de apă. Luată în parte, nici o picătură de apă, oricât de mare ar fi ea, nu face câmp roditor. Iar pentru a avea roade, trebuie să fim uniți. Căci fiecare picătură, chiar și cea mai mică, contribuie la aceasta. Oameni buni, fiți voi cei care veți schimba istoria noastră. Nu vă lăsați prinși în capcane. Căci noi, prin sânge, tradiții, amintiri și aspirații, am fost și vrem să fim români.